стимать колледж, ин контекстил ультимул ревенименте, не чивилизате, сочетаться ин карамыне, ин шокул емотив, ши регретабел, каузат де акциунила форцилор де ордене, каурмаре а диспозиции нумерул 42 дин 13 октомбри 2022 ку привире ла асигурарea ордене публиче, адоптате де кытре комисия пентру ситуации ексцепционале а Републичи Молдова. Un act normativ ce a zguduit din temelia statalitatea Republicii Moldova ca stat de drept și stat democratic. Această decizie a cunoscut imediat o critică dură și bine meritată din partea societății civile, ONG-urile din domeniul dreptului omului, a avocatului poporului, care au atenționat strict asupra pericolului iminent adoptării acestor decizii. În opinia lor, restricțiile sunt un instrument de împiedicare a manifestării pozițiilor și opiniilor critice și de protest și creează un precedent periculos în realizarea drepturilor omului. În acest sens, restricțiile impuse prin decizia CSE limitează extensiv drepturile cetățenilor și sunt disproporționale, afectând în esență acest drept fundamental. Reieșind din această ordine de idei, consider că cel mai mare pericol pentru securitatea națională a ordinii publice și respectarea drepturilor omului pentru dezvoltarea societății noastre o prezintă guvernarea PAS, o guvernare dictatorială și incompetentă. În acest context, conform articolul 46 și articolul 126 din regulamentul Parlamentului, fracțiunea parlamentară a blocului comuniștilor și socialiștilor solicită completarea ordinii de zi cu următorul subiect. Audierea doamnei Natalia Gavriliță, prim-ministru, președinte a CSE, referitor la abuz grav de care a dat dovadă și consecințele executării acestor dispoziții. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Propunere privind audierea, da? Da. Stimați colegi, rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului inițiativa prezentată de doamna deputat. Rog, inițiem procedura de vot. Inițiativa prezentată de doamna deputată a întrunit 26 de voturi. Vă mulțumesc. Următoarea pluralism, ce vreți voi? Domnul Carp. Ca să înțeleg lumea de ce am votat pentru, pentru că era bine să vină să ne spună despre faptul dacă se fac proteste, așa cum bandiți în anii 90, să aibă prin corturi, bite, fel de fel de arme, pirotehnică, dacă toată asta se încadrează în metode pașnice de protest. Deci ar fi fost bine, dar asta așa, ca să înțelegem noi despre ce fel de proteste, deci acolo și contingentul unora. Și e păcat că poliția nu a intervenit să prevină, să ajungă asemenea instrumente în corturi celor care protestează. Dar totodată, orice protest se încheie acolo unde sunt încălcate drepturile altor oameni la deplasare. Pentru că în cazul când se încalcă dreptul cetățenilor de a se deplasa la serviciu, de a duce copiii la grădiniță, deci la școală, asta este un abuz din partea celor care încearcă să le încalce drepturi de deplasare a lor. Mersi mult!